Seara trecută, polițiștii secției 3 au fost sesizați de către dispeceratul unei firme de bază despre faptul că la poarta sud, de pe platforma siderurgică, a fost depistat un bărbat care conducea un autoturism în care avea 43 de kilograme de fier, 11 litri de motorină și mai mulți litri de antigel. La fața locului s-a deplasat o patrulă de siguranță publică, care a identificat suspectul ca fiind un bărbat de 37 de ani din comuna Șândreni, angajat la o societate comercială de pe platforma siderurgică. În baza sesizării primite, polițiștii secției 3 s-au deplasat cu operativitate la fața locului și au întocmit în cauză dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. În ultimele 24 de ore, polițiștii gălățeni au mai întocmit alte 3 dosare penale pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiunea de furt calificat.